Vine momentul în care, nu-i așa, toată lumea se pregătește pe platoul de filmare pentru că urmează să aprind focul și veți vedea imediat un detaliu cu flacăra care țâșnește. Bonjurică, bonjurică! Sunt Răzvan Exarhu și sunt din nou singur printre supițe reci care încearcă să vă aducă în farfurie chintesența verii. M-am adus aminte de un gust pe care l-am încercat în Franța, într-un restaurant pe care îl iubesc foarte mult și unde am avut o revelație, și anume că da, se pot fierbe castraveții și se pot transforma în ceva inimaginabil. Și gândindu-mă la intensitatea asta pe care e greu să o reproduci, aceea boabei de rouă de pe castravetele încă aflat în vrej, care înseamnă prospețime pentru noi toți la nivel vizual, ei bine, chestia este acum în această farfurie. Este vorba de o cremă rece de castraveți cu condimente indiene fierbinți. Așa că rămâneți cu mine ca să înțelegeți cum se face și cum puteți aduce vara în farfuriile voastre. Tuturor ni se pare că știm foarte multe despre viața secretă a castraveților și tocmai de aia facem ce știm cu ei de la moșii și strămoșii noștri, în sensul că îi băgăm în salată sau direct în blender sau facem tarator, cum fac frații bulgari. Dar eu am o altă variantă, ceva mai neobișnuită pentru noi, și anume o să fierb castraveții și o să fac o supă rece. Și pentru asta o să tai castraveți în patru și torn apă. E foarte spectaculoasă rețeta. Pun apă într-o oală, un pic de sare, cam 10 minute și oprim focul. În momentul ăsta miroase puțin la castraveți, ca să zic așa. Va trebui să-i transferăm în cana de blender. Așa că începem în ordine. Doamne, până aici e foarte bine. Miroase intens, dar nu la fel de intens cum miroase un castravet pe care îl tai. E ceva un pic mai evoluat decât atât. Și ca să se ducă și mai departe și să câștige în unctuozitate, o să adăugăm niște smântână lichidă. Și gustăm. E foarte bine, dar avem nevoie de sare și de un pic de piper. Ca să vă imaginați gustul, cred că ar trebui să simțiți o prospețime care vine de departe. Și în momentul în care va fi rece crema, o să înțelegeți cât de amplă este prospețimea asta. De obicei, castraveții cruzi au un fel de kick, de lovitură de parfum, după care dispare. Aici rămâne, este intensă, e ca un lac foarte mare. Dar înainte de a mai blenda o dată crema și de a-i da gustul final, o să mai adaug niște castraveți cruzi, care le-am scos semințele, tocmai pentru a păstra încă un pic de parfum în plus. Cam un castravete, este suficient. Culoarea este minunată, e o culoare de vară, e foarte fisticie supa asta, are o culoare de fistic crud. Și acum începem să ne ocupăm cu un lucru de care ne-am mai ocupat între timp, și anume să obținem o cremă foarte fină. Are o culoare foarte proaspătă, băratecă. Parfumul este de vrej de castravete rupt, acolo te duce. E intens și proaspăt și, cum să zic, te lasă să simți așa că ai toată vara înainte. Trebuie să așteptăm un pic, o oră, o oră jumate, poate chiar două la frigider, și totul va fi foarte, foarte bine. Cum ar spune și pinguinul Apolodor, mi-e dor, mi-e dor să gust un castravecior. E vorba de un castravete rece, supa este acum în formă perfectă, după cum vedeți, așa că să ne ocupăm de ea și să vedem cum arată în farfurie. Este mai puțin o supă, cât o cremă deja. Textura este perfectă. Și gustul o să fie pentru voi o revelație. Totul este foarte profund. E ca și cum
Ai gustat din boara dimineții, să spunem, atunci când mergi în grădină să culegi legumele. Dacă ați trăit chestia asta într-o grădină și ați simțit mirosul pământului atunci când udați seara sau dimineața plantele de care aveți grijă, cred că vă puteți imagina cam ce se întâmplă în această parfurie. Trebuie să o mai ajutăm un pic și am pregătit un pic de iaurt grecesc, ceva mai gras. Crema este foarte delicată și are nevoie să se exprime. De asta nu venim decât cu mici accente pe lângă ea, astfel încât să o punem în valoare. Tabasco, câteva picături, câteva fire de mărar, un pic de garam masala, un pic de curry, un strop de ulei de măsline și încă un strop de acetă balsamică. Eu zic că în simplitate stă puterea profunzimii, așa că eu cred că o să fiți foarte mulțumiți când o să încercați să gătiți și voi crema mea de castraveți împreună cu niște condimente indiene fierbinți, ca inima mea.